Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Suntem din nou împreună încă de la prima ora zilei, așa cum v-ați obișnuit, oră matinală de servit, cafeaua cu piper și astăzi, joi 12 martie, când aflăm chiar acum câteva dintre reperele consemnate în Enciclopedia Liberă la această dată de-a lungul timpului. Ei bine, în anul 1838 apare la Brașov, din inițiativa și sub conducerea lui George Bariț, Gazeta de Transilvania, primul ziar politic românesc din Transilvania. Acesta și-a încetat apariția în 1946 din cauza presiunilor comuniste. În 1914, sculptorul român cu contribuții covârșitoare la înnoirea limbajului și viziunii plastice în sculptura contemporană, Constantin Brâncuș, deschide prima expoziție personală la New York până pe 1 aprilie 1914. Mai târziu, în 1930, tot la 12 martie, inițiatorul indian al mișcărilor de revoltă non-violente, Gandhi, conduce un marș de 250 de kilometri spre litoral cunoscut sub numele de Marșul Sării, pentru a protesta față de monopolul britanic pe sare. Și încheiem lista cu două evenimente de ordin religios. În anul 1994, Biserica Anglicană a acceptat și femei preot pentru prima dată în ultimii 460 de ani. Iar în anul 2000, la 12 martie, se întâmplă un act istoric fără precedent. Papa Ioan Paul al II-lea a cerut iertare pentru păcatele comise de Biserica Catolică de-a lungul existenței sale milenare. Iertarea, iată ce cuvânt frumos și eliberator, pe care doar cei puternici se spune că îl înțeleg și îl pun în aplicare. Important, de altfel, să fim îngăduitori într-o lume nu musai perfectă, pentru că toți avem nevoie de iertare la un moment dat în viață. Să mergem mai departe, doamnelor și domnilor, vă invităm să urmăriți știrile locale prezentate de Cristina Munteanu, apoi revenim în direct pentru a afla câteva subiecte din presa scrisă, iar în partea a doua a matinalului stăm de vorbă cu două tinere din industria de frumusețe, de beauty, mai precis cea make-up-ului. Tinere frumoase, talentate și, bineînțeles, mereu un pas cu tendințele, foarte important de altfel. Dana Popescu sunt eu, vă salut din nou, avem știri chiar acum și ne revedem imediat. Bună dimineața! Sunt Cristina Munteanu, bun găsit la știrile Antena 3 Pitești. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a comunicat astăzi ultimele informații referitoare la situația delicată declanșată de noul virus. Argeșul este pregătit pentru gestionarea unei situații de criză, de la izolarea în carantină la internarea și tratarea bolnavilor. Până la această oră, în Argeș nu avem niciun caz de infecție cu coronavirus, niciun caz în carantină și 217 persoane în autoizolare după ce s-au întors din zonele roșii. Autoritățile argeșene transmit mesaje optimiste și fac apel la calm și responsabilitate pentru depășirea situației. Începând de aseară, în continuu, în mod instant, noi aflăm dacă există vreo persoană care intră în România, indiferent pe ce cale, și ar trebui să ajungă în Argeș, aflăm imediat și suntem pregătiți să preluăm aceste persoane. Nu avem până în acest moment nicio situație, dar se pregătește, din câte știm noi, și o hotărâre de guvern care va ieși, care va clarifica mult mai bine cadrul legal în care se vor desfășura toate aceste activități, inclusiv bugetele care sunt puse la dispoziție de către Ministerul Sănătății pentru a asigura toate aceste condiții care sunt legate fie de izolarea la domiciliu și asigurarea de sprijin persoanelor care nu pot să se susțină, sau pentru zonele de carantină vor fi stabilite toate aceste lucruri. Suntem încrezători că bugetele care vor fi puse la dispoziție pentru aceste situații sunt suficiente ca să facem față tuturor acestor lucruri. Vom vedea, sigur, în ce măsură dacă activitatea unor agenți economici ar putea fi afectată de aceste măsuri, vom vedea care este forma legală de compensare, dar sunt sigur că în situații de criză toată lumea înțelege importanța redefinirii activității sau chiar a reducerii activităților specifice, astfel încât dacă toți vom colabora, chiar dacă la un moment dat pe termen scurt putem pierde un pic de profit, totuși, câștigul pe care îl vom avea prin protejarea sănătății cetățenilor, clienților, angajaților, va fi mult mai mare pentru orice agent economic decât acest profit rapid care ar putea fi făcut pe o perioadă foarte scurtă de timp. Câștigul pe care toți îl vom avea va fi unul uriaș, pentru că sănătatea înainte de toate,
Fără sănătate nu putem face nimic. Iar toate măsurile pe care noi le luăm la nivelul județului Argeș vizează tocmai protejarea dreptului la sănătate și această calitate fără de care nu putem face nimic. Universitatea din Pitești a decis suspendarea cursurilor în perioada 11-22 martie, măsura având un scop preventiv. Conducerea instituției a recomandat desfășurarea cursurilor online. După ce la nivel național a fost luată decizia suspendării cursurilor în învățământul preuniversitar în perioada 10-22 martie în întreaga țară, acum conducerile universităților au luat anumite măsuri și Universitatea din Pitești își închide porțile din cauza COVID-19. Astfel, cursurile se vor desfășura online în perioada 11-22 martie, iar activitățile practice se vor reprograma în regim intensiv după data de 23 martie și activitățile de seminar se vor desfășura în regim online. De asemenea, se vor suspenda toate mobilitățile Erasmus, acolo unde situația o impune, și vorbim despre studenții străini în an pregătitor, activitățile se vor desfășura în cămin, în regim online sau în sălile de lectură. Monitorizarea situației va fi făcută permanent de medicii din campus, administratorii de clădiri și conducerea executivă a universității. Mai trebuie menționat faptul că se va interzice accesul la cantina universității pentru persoane din exterior, altele decât studenți sau salariații universității. În procedură de maximă urgență se va proceda la dezinfecția spațiilor. Se vor suplimenta dispenserele de săpun și soluțiile dezinfectante. Se vor achiziționa materiale de curățenie pe bază de clor și alcool. Orice alte activități cu caracter punctual, neperiodic, și vorbim despre concursuri de ocupare a posturilor, se vor desfășura conform programărilor. Dacă nu vor interveni alte reglementări naționale, în data de 23 martie se va relua activitatea în regim normal, a mai transmis conducerea Universității din Pitești. Măsuri s-au luat și la penitenciarul din Mioveni. Accesul vizitatorilor va fi restricționat pentru a proteja, pe de o parte, persoanele private de libertate, pe de altă parte, personalul instituției, dar și vizitatorii. În contextul epidemiologic generat de răspândirea coronavirusului pe teritoriul României, dar ținând cont și de măsurile de prevenție adoptate la nivelul sistemului penitenciar, s-au luat anumite măsuri și la penitenciarul Mioveni. Aceste măsuri vizează persoanele care sunt aparținători ai persoanelor private de libertate și care au tranzitat sau au călătorit începând cu luna februarie în afara teritoriului țării noastre, în țări în care au fost confirmate infectări cu coronavirusul, precum și persoane care ar fi intrat în contact cu astfel de persoane care au tranzitat în țările respective și persoane care manifestă stări febrile, tuse, dificultăți respiratorii, dureri musculare sau stări de oboseală. Așadar, celor care și-au programat sau intenționează să se programeze pentru a vizita unele persoane private de libertate la penitenciarul Mioveni, nu li se va permite accesul în unitățile penitenciare. Conducerea penitenciarului face apel la înțelegere și speră ca populația să conștientizeze importanța aplicării acestor măsuri de natură a preîntâmpina orice situație de risc, atât pentru protecția persoanelor private de libertate, a angajaților unităților penitenciare, cât și a vizitatorilor. Vernisaj de excepție la Fundația Culturală Ilfoveanu Badea, rectorul Universității Naționale de Arte din București, pictorul Cătălin Bălescu, și-a prezentat expoziția Despre manierism. Lucrările pot fi admirate pe simezele piteștene până la sfârșitul lunii aprilie. Fundația Culturală Ilfoveanu Badea a vernisat expoziția artistului Cătălin Bălescu. Pictorul și actualul rector al Universității Naționale de Arte, Cătălin Bălescu, este unul dintre cei mai bine cotați în România. Gândesc că această organizare noastră este o părticică la o fărâmă, la efortul cultural al județului și nu numai al poporului român. Mulțumesc organizatorilor, mulțumesc oaspeților de la Institutul Național de Arte Frumoase și tuturor participanților la acest eveniment. Un exemplu dintr-o serie de expoziții pe care l-am itinerat în întreaga țară, începând cu Muzeul de Artă din Timișoara, Muzeul de Artă din Craiova, Palatul Jean Mihail, toate, ambele clădiri cu rezonanță barocă, se constituie, în opinia mea, ca un exercițiu de reconsiderare a unui concept de anvergură
care eu cred că domină toată epoca modernă. Și propune în pictură eterna tensiune clasic-baroc, iar balanța se închină în favoarea expresiei baroce, un triumf al culorii în raport cu desenul. Desenul este redus la dimensiunea de schiță, dar invită privitorul să întregească proiectul artistului cu propria percepție, imaginație. Cătălin Bălescu a obținut în 2017 premiul pentru pictură al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Activitatea sa însumează numeroase participări la expoziții în țară și străinătate. Expoziția de la Pitești, de la Fundația Culturală Ilfoveanu Badea, rămâne deschisă până la sfârșitul lunii aprilie. Întreruperea cursurilor școlare în unitățile de învățământ, gimnaziale și liceale a adus după sine și decizia forurilor competente din domeniul sportiv să suspende antrenamentele în cazul copiilor și juniorilor, și în Argeș au fost luate aceste măsuri. Prima care a luat această măsură a fost Federația Română de Fotbal, care a decis suspendarea competițiilor de juniori. Astfel, în contextul epidemiei de coronavirus, de a închide instituțiile de învățământ preuniversitar între 11 și 22 martie, FRF a decis suspendarea tuturor competițiilor de copii și juniori organizate de FRF și Asociațiile Județene de Fotbal până la redeschiderea școlilor. Deciziile au fost luate și la nivel local. AJF Argeș a anulat jocurile din cadrul Interligii Naționale. Astfel, pe rând, FC Argeș, CS Mioveni și clubul Ari Pitești au anunțat că antrenamentele de la junior sunt suspendate, la fel și competițiile, până la reluarea școlii. Conducerea clubului FC Argeș a luat act de hotărâre a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și a decis oprirea totală a activității tuturor grupelor de la Centrul de Copii și Juniori Leon Teianovski în perioada 11 martie-18 martie. În această perioadă, la clădirea care găzduiește juniorii al Violet, dar și în zonele adiacente, se va face dezinsecție și dezinfecție, se arată într-un comunicat emis de clubul al Violet. Albioleții au programat la sfârșitul acestei săptămâni un meci amical cu echipa de Liga a 3-a CSM Slatina, formație pregătită de pitășteanul Mihăiță Ianovski. Confruntarea dintre cele două echipe se va disputa sâmbătă de la ora 12 pe stadionul Nicolae Dobrin, dar fără spectatori în tribune. Conform deciziei Guvernului României pentru a preîntâmpina răspândirea virusului COVID-19, oficialii clubului din Trivale au anunțat că amicalul FC Argeș CSM Slatina se va juca fără spectatori. Albioleții ar fi trebuit să întâlnească în runda cu numărul 25 din Liga a 2-a Casa Pariurilor, programată în acest weekend pe Daco Jetica București, formație care s-a retras din competiție în prima parte a sezonului. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. La revedere. Suntem din nou în direct, doamnelor și domnilor, servim cafeaua cu piper la Antena 3 Pitești și acum a sosit momentul să aflăm care sunt subiectele zilei din presa scrisă locală de astăzi. Așadar, începem revista presei cu ziarul Argeșul, care titrează pe prima pagină: județul nostru este pregătit de carantină. Sunt sigur că în câteva ore vom avea și argeșeni în carantină, deoarece avalanșa de la graniță ne vizează și pe noi. Spațiile de carantină de la graniță se vor bloca, iar cetățenii vor fi direcționați către județele de domiciliu. Noi avem capacitatea de a carantina orice persoană care va primi această recomandare. Așa a declarat ieri la prânz, așadar, Dan Manu, președintele Consiliului Județean, la o întâlnire cu presa, la care și prefectul Emanuel Soare și Bogdan Olari, inspectorul șef al ISU Argeș, au vorbit despre măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea și combaterea infectării cu noul coronavirus. Detalii avem în Argeșul, în paginile 6 și 7. Așadar, iată câte va restricție, elevii trebuie să stea acasă, cluburile să ceară avizul DSP, gata cu bâlciurile, și avem și câteva prevederi legale de citit în pagina cu numărul 6, potrivit prevederilor legale la intrarea pe teritoriul României. Fiecare persoană are obligația de a completa pe propria răspundere o declarație care cuprinde țara din care s-a realizat plecarea, date de identitate și de contact ale persoanei, locurile unde persoana estimează că va rămâne mai mult de 24 de ore, referințe cu privire la posibila prezență în zonele unde virusul deja se manifestă, contactul cu persoane sau chiar posibila infectare cauzată de virusul gripal COVID-19. Foarte important, așadar, să se menționeze aceste lucruri, completarea cu date eronate a declarației, precum și nerespectarea măsurilor instituite ulterior de către reprezentanții DSP la destinație, intră sub incidența legii conform articolelor 326 și 300.
352 din codul penal. Așadar, va fi închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă sau închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Mai multe detalii despre aceste articole, iată, puteți citi în pagina cu numărul 6. De altfel, pe fondul acestui coronavirus se închide târgul săptămânal. În contextul așadar epidemiei de coronavirus la Pitești, a fost suspendată până la 31 martie activitatea ce are loc la final de săptămână în târgul săptămânal, având în vedere că în timpul weekendului zona este tranzitată de foarte mulți oameni, comercianți și vizitatori, numărul acestora variind între 6.000 și 8.000 de persoane. Durata acestei suspendări poate fi prelungită în funcție de evoluția îmbolnăvirilor la nivel național. Bineînțeles că și școlile sunt golite de elevi, însă drepturile salariale rămân nevirusate. Cursurile au fost suspendate până la 22 martie din cauza temutului virus, dar activitatea în școlile din Argeș poate continua și în această perioadă de criză în funcție de posibilități, arată Cătălina Dumitrașcu, inspector școlar general adjunct. Ministerul Educației și Cercetării a trimis în teritoriu, inclusiv Inspectoratului Școlar Argeș, un set de recomandări pentru ca procesul educativ să nu fie scurt circuitat de vacanța ce poate deveni activă pentru elevi, dar și profesori. Așadar, iată câteva idei, aplicații educaționale gratuite oferite în mediul online, în curând teleșcoală, grilă de programe cu lecții pentru elevi, simulările examenelor naționale sunt reprogramate. Ministerul Educației va reprograma așadar simulările examenelor naționale, olimpiadele școlare, competițiile sportive, activitățile extrașcolare și toate celelalte acțiuni care presupun prezența elevilor în colectivitate. În Argeș, aproximativ 90.000 de preșcolari și elevi din învățământul primar, gimnazial, liceal și postliceal stau acasă începând de ieri și până în 22 martie, cu posibilitatea așadar de prelungire a măsurii care a fost luată pentru a limita așadar răspândirea infecțiilor cu noul tip de coronavirus. Iată că și universitatea s-a aliniat la această regulă. Până la 23 de martie, cursuri și seminarii online și în mediul universitar. La cantină au acces doar studenții și salariații. În contextul măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19, Consiliul de Administrație al Universității din Pitești a adoptat marți un plan de măsuri valabil până la 23 martie, dacă nu intervin alte reglementări naționale, pentru că, iată, în acest context totul se schimbă de la o zi la alta, de la o oră la alta. În acest timp, personalul didactic reduce la minim prezența fizică în spațiile universității, ceea ce înseamnă că atât cursurile, cât și activitățile de seminar se desfășoară în regim online sau în variante alternative, acolo unde situația o impune. De exemplu, în cazul studenților străini în anul pregătitor, activitățile au loc în cămin, tot în regim online și sau în sălile de lectură. Activitățile practice se reprogramează în regim intensiv după 23 martie, în funcție, bineînțeles, de posibilitățile facultăților. Între timp, iată, la gara sud Pitești, dezinfectantul pentru pasageri se află și el în carantină din cauza hoților. Se titrează în pagina cu numărul 7 din Argeșul. Ceva măsuri în vederea prevenirii infecției au fost luate și în gara sud din Pitești, în sensul că podelele sunt mai măturate și spălate, parcă mai des ca de obicei și e normal, iar soluția dezinfectată este aplicată pe suprafețele atinse de pasageri, cum ar fi barele de sus, ținere ale scărilor rulante, scaunele și mânerele de la uși. Iată, se scrie în articol, de afișul de la intrare semnalat cu un abțipild roșu sub formă de o stea cu 14 colțuri pe care scrie nou și face trimitere la cele 10 reguli de urmat pentru a ne proteja de coronavirus. Fiindcă paza nu este tocmai asigurată nici pe peron, nici în cocheta clădire unde se află casele de bilete, grupurile sanitare și sălile de așteptare din peisajul gării lipsesc în mod intenționat. Recipientele cu dezinfectante pentru mâini, aceste bidoane există, dar sunt ținute sub cheie de personalul care se ocupă de curățenie. O femeie de serviciu a recunoscut că sticlele cu substanța care distruge microorganismele dăunătoare, mai ales agenții patogeni, dispar cât ai clipi, fiind șterpelite fie de boschetar, fie de oameni lipsiți de bun simț.
Bineînțeles că toată această criză va întrena și un risc de blocaj economic în Argeș și iată criza generată de noul coronavirus afectează puternic și economia județului nostru. Unii operatori de transport în Argeș sunt cei mai mulți și mai mari, se plâng deja de o scădere cu 50% a afacerilor. Mergem mai departe, rămânem în actualitate, dar m-aș întoarce în pagina cu numărul 2 din ziarul Argeșul, un subiect politic, de ce nu, de interes național. PSD nu se opune investirii unui guvern funcțional. Astăzi în Parlament are loc ședința în care premierul desemnat Florin Câțu cere votul de investire a unui nou guvern. Conform biroului de presă al PSD Argeș, guvernul propus nu merită să fie votat. Este un guvern slab cu un premier catastrofal, dar în egală măsură este evident că România se află într-o situație excepțională din cauza epidemiei de coronavirus, că românii au nevoie de sănătate, iar dizolvarea Parlamentului pentru declanșarea alegerilor anticipate, așa cum și-au dorit și încă sunt semnale că își doresc președintele Iohannis și PNL, ar bloca total țara. Continuarea acestei declarații o puteți citi așadar în pagina cu numărul 2 de actualitate. Trecem repede și la ziarul Argeșul, care, iată, titrează pe prima pagină: a murit fiul unui preot în vârstă de 27 de ani. Fiul unui preot din Pitești a încetat din viață marți, avea doar 27 de ani. Trupul neînsuflețit a fost depus la Biserica Sfânta Treime din Pitești, acolo unde slujește tatăl său. Tot pe prima pagină citim și despre reguli noi de protecție. Atenție, populație, evitați zonele aglomerate unde sunteți expuși la contact direct și sau interacțiune cu număr mare de persoane. Țineți-vă copiii acasă. Detalii citim și în curier zile din pagina cu numărul 12. Mergem mai departe, aș vrea să citim și alte subiecte din pagina cu numărul 4 din Curierul Zilei. Iată, controalele RAR au scos la iveală multe probleme tehnice. Jumătate din vehiculele controlate au defecțiuni. Potrivit ultimelor date ale Registrului Auto Român, aproape jumătate, 45,72% dintre vehiculele pe care inspectorii le-au verificat în trafic pe parcursul anului 2019 aveau deficiențe tehnice majore, fiind declarate non-conforme. În același timp, în urma măsurătorilor efectuate de către inspectorii RAR, s-a stabilit depășirea nivelului maxim admis de emisii poluante la 2579 de autovehicule. În plus, au fost depistate în trafic 3616 vehicule cu defecțiuni periculoase la sistemele de frânare, direcție sau la punți și fuzete. Mai multe amănunte așadar citim în pagina cu numărul 4. Rămânem la Curierul Zilei, o informație din pagina 5, o informație sportivă. De data aceasta, CS Mioveni și FC Argeș, atenționare de la FRF, fără strângeri de mână la meciuri. Federația Română de Fotbal a trimis așadar informarea către cluburile și grupările sportive din subordine ca la jocurile din cadrul competițiilor organizate să se ia în calcul recomandarea de evitare a strângerilor de mână cu adversarii și arbitrii. Competițiile de atletism, de asemenea, sunt suspendate. Și, evident, avem și ziarul Top. Acesta titrează pe prima pagină: Argeșul este paralizat de coronavirus, cu amănunte în pagina cu numărul 2. Și aș merge repede la pagina cu numărul 7. CAS Argeș își transferă activitatea în mediul online, scrie în ziarul Top, pagina 7. Având în vedere situația de risc cauzată de apariția COVID-19, așadar Casa de Asigurări de Sănătate Argeș recomandă pentru perioada imediat următoare evitarea deplasării publicului la sediul instituției și efectuarea corespondenței în mediul online. De altfel, pe site-ul CAS se pot descărca cererile necesare eliberării anumitor documente. Doamnelor și domnilor, ne oprim aici cu subiectele principale din presa scrisă de astăzi, însă continuăm matinalul nostru Cafeaua cu Piper. În câteva momente vorbim despre arta machiajului și ce înseamnă această meserie între vocație și profesie. Două tinere frumoase, talentate, vor fi invitate în câteva momente, așadar rămâneți cu noi, bună dimineața! Lanțul românesc de supermarketuri JAM vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Acum le-a ofertă pachet Bonux 10 kg și AS 1 litru la doar 49,90 lei. JAM, supermarketul argeșenilor. Antrenează-te pentru cumpărături. Pregătește-te să duci cât mai mult.
acasă. De ce? Pentru că... Fie că ai nevoie de lucruri mari sau de lucruri mici, poate le găsești aici. Zi de zi la Argintex, prețuri bune zâmbesc. Jucării, mobilier sau obiecte doar din fier, căi, clanță sau mâner. Deci, mămici, tătici, bunici, tot ce luați, să luați de aici. Toate sunt la Argintex, fiindcă ieftin. Argintex. Visezi la o nuntă ca în povești? Acum poate deveni realitate. Tot ce trebuie să faci e să vii la Palace Events, un loc minunat în inima pădurii Trivale. Evenimentul tău va fi perfect. Îți putem găzdui până la 700 de invitați într-o atmosferă cum nicăieri nu găsești, cu piscină curgătoare și multe alte surprize. Palace Events, în complex Rehoma din pădurea Trivale. Ne împrietenim și pe Facebook la Palace Events Pitești. Rezervări la 0724-222-234. Seducătoare, fantastice piese de lenjerie de firmă. Ce cumpărăm, cum alegem, pentru cine alegem. Poșete și accesorii din piele unice în Pitești. Lenjerii de pat de calitate, cadouri rafinate, cosmetice și mici obiecte de design interior. Piața Firenze, o veste bună. Da, avem stil și în Pitești. Noi i-am învățat despre iubire și afecțiune din primele momente. I-am învățat ce știam, să aibă respect față de toți și de toate. Iar acum, prin campania Ecoatitudine, copiii noștri învață în școală cum să colecteze selectiv deșeurile. Când vor ajunge acasă, lasă-i să te învețe și pe tine cum să faci asta. Ajută-i să țină lucrurile curate, cum era pe vremea ta, acum în vremea lor. Ecoatitudine. Împreună învățăm! De peste 26 de ani, Pentarom este o firmă de prestigiu național care își respectă partenerii de afaceri prin calitatea produselor și seriozitatea în livrare. Comercializează piese de schimb auto, fabrică și comercializează ambalaje de carton destinate în principal industriei de automobile, industrie alimentare, a bunurilor de consum sau farmaceutice. Produce combustibil ecologic, a dezvoltat o linie automatizată de îmbuteliere, apă minerală, microbiologic pură marca Yezer. Crește și comercializează păstrăv și crap. Pentarom. Respect pentru calitate și seriozitate în business. Lexford Castel, un reper pentru învățământul argeșan cu peste 11 ani de experiență, instituția de învățământ acreditată, oferă servicii educaționale de cea mai înaltă calitate. Școală primară, grădiniță, after school și summer school. Dezvoltarea intelectuală și emoțională a copilului este în centrul preocupărilor Lexford Castel. Creșterea, socializarea și educația într-un mediu de excelență pentru copilul dumneavoastră este cea mai bună investiție pe care o faceți. Lexford Castel, școală și grădiniță. Învățământ românesc la nivel european. Smeura este cel mai mare adăpost pentru animale pe plan mondial. Aici sunt adăpostiți și îngrijiți cu multă dragoste, dar și tratați medical 5400 de câini, anterior câini comunitari. Scopul principal al asociației noastre este castrarea intensivă pentru a diminua populația câinilor vagabonzi în mod uman și efectiv. Acesta este scopul angajamentului nostru. Fii steți! Castrarea gratuită la adăpostul Smeura este un act de sustenabilitate. Zilnic între orele 8:30 și 15 castrăm sau sterilizăm gratuit câini și pisici. Contactați-ne la numărul 0733 929 356. Autoservirea Central de lângă Casa Cărții vă invită la cea mai gustoasă masă de prânz sau cină. Sunt pregătite zilnic de luni până sâmbătă meniuri delicioase din ingrediente proaspete și fără adaosuri nesănătoase. Avem o paletă largă de mâncăruri gătite cu poftă. Zilnic Autoservirea Central pregătește 50 de feluri de mâncare. Meniul zilei la doar 9 lei și 90 de bani. Avem și oferte speciale, o ciorbă la 3 lei și 90 de bani, felul 2 la același preț. Vă invităm să serviți și preparatele specialități: ciolan la cuptor, pulpă și piept de rață, somon și dorada, paste cu fructe de mare, lasagna și paelia. Noi vă oferim o soluție sănătoasă pentru a vă hrăni. Autoservirea Central. Ieftin, proaspăt și gustos. Centrele Smart Kids deschise la nivel mondial acum și în orașul tău. Smart Kids Pitești, locul unde lumea aritmeticii mentale devine mai fascinantă. Smart Kids Pitești nu este doar o școală, este cel mai modern centru de învățare dedicat copiilor isteți. Metoda clasică de calcul rapid cu abacul este la Smart Kids Pitești o joacă de copii. Animații video, activități fizice, material didactic specific, pedagogi de excepție, toate pentru o dezvoltare cognitivă armonioasă a copilului tău. Smart Kids Pitești, strada intrarea Taylor numărul 2, bloc PS 2007, parter. Vă așteptăm pentru o lecție demo gratuită! Lanțul românesc de supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade.
Acum le ofertă pachet Bonux 10 kg și AS 1 litru la doar 49,90 lei. Jam, supermarketul argeșenilor. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Suntem din nou în direct, doamnelor și domnilor, ne destindem în cele ce urmează într-un mod cât se poate de creativ și punem în atenție frumusețea, dar mai ales complexitatea artei machiajului. Dacă este să ne referim strict la o lună martie în care femeia este cea care ocupă oficial timpul, spațiul, dar și mintea unui bărbat, fără a fi însă invadatoare, ci mai degrabă cuceritoare, atunci nu trebuie neglijat răsfățul pe care femeia și-l dorește pentru a se simți mai frumoasă, dar și mai încrezătoare în ceea ce vrea să exprime. Make-up-ul devine o artă dacă mâna artistului știe să îmbine culori, nuanțe, umbre, texturi adaptate la trăsăturile femeii care își dorește, atenție, să fie și în tendințe, foarte important. Industria de beauty, industria de frumusețe este una destul de vastă. În concurența, iată, este acerbă de la o zi la alta, însă trebuie să fii ori foarte, foarte bun, ori foarte, foarte bun ca să te menții. Despre această profesie cu un rol de vocație, despre tendințe, dar și ce anume presupune o diagnoză a clientei, stăm de vorbă la Cafeaua cu Piper cu două tinere, nu doar frumoase, așa cum era de așteptat, dar și cu experiență în make-up, tinere prin mâna cărora au trecut mai multe nume sonore din showbiz. Așadar, doamnelor și domnilor, vă propun să le cunoaștem în continuare pe Alina Mihaela Costea, make-up artist și hairstylist. Bună dimineața, draga mea, și bine ai venit la Antena 3 Pitești. Bună dimineața și bine v-am găsit. Alături de tine se află și Adriana Badea, make-up artist și tehnician de unghii. Bună dimineața. Bună dimineața. Bine ai venit. Bine v-am găsit. Dragile mele, sunteți foarte frumoase și cred că acest lucru vi se spune destul de des, așa este? Mulțumim. Da. Și chiar aș vrea să începem discuția noastră cu povestea voastră până la urmă. De unde a pornit această pasiune de make-up și cum v-ați regăsit în această meserie care până la urmă este și o vocație, nu-i așa? Da. Începe cine dorește. Cum a început povestea ta, de exemplu? De când? Povestea mea a început, să zic, încă de mică. Poate că o să vi se pară puțin amuzant, însă încă de mică îi luam mamei trusele de machiaj, rujurile, tot timpul mă machiam, îmi propuneam încă de mică, vai, când o să fiu mare, o să fiu make-up artist, o să mă duc prin cluburi. Tot timpul am fost adeptă a frumuseții, a frumosului. Ulterior, trecând anii, am devenit mai mare. Cu siguranță toate femeile și fetele în ziua de azi dorim să fim mult mai frumoase, să ne punem în evidență trăsăturile și tot timpul frecventam cei mai renumiți make-up artiști din oraș. Însă tot timpul am dorit ceva și mai frumos și mai elaborat. Exact. Este suficient doar să-ți placă. Până la urmă, tuturor doamnelor, tuturor fetelor de mici, ne place atât de mult să ne jucăm cu machiajele mamei, dar ajungem, iată, într-un punct în care ne dorim să investim în talentul nostru pentru a deveni foarte bune și a face o meserie, o vocație până la urmă. Și nu aveam în plan să ajung la un nivel atât de mare sau meseria mea de viitor să fie ca și make-up artist. Însă ce m-a determinat să fac acest lucru a fost faptul că tot timpul frecventând alți make-up artiști, am realizat că decât să mă duc la cineva să mă machieze și poate că îmi place sau nu, aș prefera să mă duc la București sau în oricare alt oraș să fac un curs și de ce nu să mă machiez pe gustul meu, nu? Bineînțeles. Și de aici a început practic pasiunea pentru make-up. Și care, iată, se continuă cu o poveste de succes până la urmă, nu? Și care aș vrea să ne spună și Adriana în continuare. Cum a început povestea ta? Se aseamănă oarecum cu povestea Mihailei? Prea. Nu? Prea. Bun. Interesant. Mi-a început să-mi placă machiajul mult mai târziu de pe Instagram. Uitându-mă la tutoriale, da. Și atunci am realizat că mi-ar plăcea să fac chestia asta. Și am
am făcut un curs acum câțiva ani, mi-a plăcut și am continuat, evident, cu alte cursuri. Da, și chiar aș vrea să-mi spuneți ce înțelegeți voi din această perspectivă pe care o aveți profesională și din punctul profesionist în care ați ajungeți prin make-up. De fapt, ce este make-up-ul până la urmă? Că nu trebuie să... Da, pleacă dintr-o pasiune și din dorința de a machia. Dar atunci când mâna este atât de bună în a vedea anumite detalii, machiajul se transformă într-o adevărată operă de artă. Ce este make-up-ul? După cum ai spus și tu, da, make-up-ul este o artă și nu în ultimul rând, prin make-up înțelegem noțiunea de frumos. Adică noi, ca și make-up artiști, noi trebuie să punem în evidență trăsăturile frumoase ale clientei. Adriana? Da, pentru că toată lumea are defecte, iar noi trebuie să știm să le ascundem și să punem în evidență alte lucruri, pentru că... E adevărat, suntem femei, trebuie să recunoaștem, avem și lucruri pe care vrem să le evidențiem, dar și mici defecte pe care machiajul într-adevăr le poate ascunde, le poate masca și ne poate, de ce nu, transforma și scoate din noi acea frumusețe pe care ne dorim. Aș vrea să ne spuneți cât de importante sunt cursurile la care mergeți, pentru că nu este suficient doar să-ți placă și să ai o mână foarte bună. De ce investiți în formare? Ce învățați acolo? Ce vă aduce nouă această formare prin cursuri? Să știi că de fiecare dată cu cât evoluezi și după cum vezi tot timpul apar noi tendințe, noi bineînțeles ca și make-up artiști și bineînțeles și trainer, pentru că la salonul nostru se predau cursuri, așa? Avem o academie de cursuri, noi tot timpul trebuie să fim în pas cu moda, trebuie să învățăm cele mai noi și cele mai bune tehnici și bineînțeles prin acest aspect noi trebuie să ne ducem tot timpul la cursuri, bineînțeles la cei mai buni trainer și cei mai cunoscuți trainer. Și ca la rândul vostru să deveniți și voi trainer, exact, așa până la urmă. Ce anume vă califică în această funcție de trainer până la urmă? Sunt anumite cursuri pe care trebuie să le urmați pentru a deveni trainer sau pur și simplu un cumul de mai multe cursuri de make-up vă dă această misiune frumoasă? Bineînțeles că contează foarte mult locul și persoana la care te duci să faci un curs. Bineînțeles, trebuie să fie unul foarte bun, pentru că noi ajungând la un anumit nivel, acel curs va trebui să fie practic peste ceea ce noi știm. Să vină cu ceva nou. Exact. Da? Bun. Și chiar aș vrea să-mi spuneți, care a fost ultimul curs la care ați participat și cu ce anume a venit nou în meseria pe care o practicați? Ce anume ați învățat nou? Adriana, ce anume ai simțit că a fost, eu știu... Tot timpul este de învățat în această meserie. Tot timpul apar, cum a spus și colega mea, sunt tendințe noi și trebuie să fim la curent cu acest... Vorbim de tehnici noi, exact. Vorbim de combinații de culori, nu știu, vorbim de... Tehnica este cea mai importantă, da, care se schimbă foarte, foarte... Dar de ce se schimbă această tehnică? Eu știu, da, este important să fim în pas cu moda, să aflăm noi tehnici, dar de ce ține această tehnică până la urmă a machiajului? Sunt mai multe tehnici, bănuiesc. Da? Da, da. Depinde și ce-ți place, ce se cere, ce... Pentru că poate nu contează ce îmi place mie, dacă o clientă îmi cere altceva, este evident că noi trebuie să facem ce... Să ne adaptăm într-un exact. Cuvânt. Da. Foarte important, de altfel, comunicarea și felul în care relaționați cu această, da, cu clienta până la urmă, pentru că nu trebuie neapărat să se impună ceea ce este în tendință și la modă dacă clienta nu își reușește sau nu se pretează pentru eveniment. Noi putem să venim doar cu o părere, dar mai mult nu. Da. Clienta este cea care alege... Ceea ce își dorește până la urmă. Și chiar aș vrea să ne spune, sunt anumiți pași, un anumit regulament sau o anumită conduită pe care o adoptați atunci când intrați în contact cu clienta? Da. În primă fază, atunci când clienta ți se așează pe scaun, bineînțeles, trebuie să fii foarte zâmbitoare, să fii foarte calmă. În al doilea rând, când vine vorba de tenul clientei, deși clienta îți vine demachiată, trebuie să ai grijă puțin de tenul clientei. În prima fază trebuie curățat tenul, în a doua fază trebuie să vezi ce tip de ten are clienta, dacă trebuie hidratat sau nu. După care trebuie să te uiți la trăsăturile clientei. Începând cu sprâncene, ochi,
buze, bineînțeles, forma feței și, nu în ultimul rând, ce tip de machiaj și ce culori dorește clienta să abordeze în acel machiaj, să poarte acel machiaj. În orice tip de machiaj se potrivește la orice tip de ten, de ochi, da? Trebuie să subliniem foarte mult acest aspect. Practic, noi trebuie să avem o mică conversație în care să explicăm clientei, deși vine cu un machiaj care nu îi se potrivește, noi trebuie să explicăm că acel tip de machiaj nu îi se potrivește pentru că are Ascult, cu interes, pentru că chiar așa este foarte interesant, pentru că într-adevăr vedem poze și ne-ar plăcea să avem și noi același vedem machiaj. Poze ultra-editate. Care n-au nicio... Foarte interesant. N-au legătură, adică... Exact, n-au nicio legătură cu realitatea și nu vor ieși niciodată așa, pentru că... Foarte interesant și clientele știu de fapt acest lucru, adică îl conștientizează, că de știut probabil că știm. Dar de multe ori vrem ca acolo, ca în poză. Da. Nu? Da. Am vorbit așadar de o diagnoză pe care o realizați clientei. Cât de important este pregătirea tenului pentru a aplica un machiaj? Și foarte interesant, așadar, trebuie atunci când clienta vine pentru un machiaj, este important să vină nemachiat, așa este? Da. Da. Se știe acest lucru? Încurajați clientele să vină nemachiate? Sau, știu dacă... Chiar noi oricum le demachiem și urmăm toți pașii. Dar bine ar fi să... Da, exact, da. Pentru că dacă vii cu make-up-ul pe față, prin demachiere, iriți tenul, unele cliente probabil devin mai sensibile, ceea ce creează un aspect atât neplăcut cât și probabil dureros pentru clientă. Da, deci evităm. Se poate spune că tenul nu are timpul suficient pentru a-și reveni eventual din demachiere. Da. Spuneți-mi, vă rog, câte tipuri de make-up există? Sunt o mulțime sau sunt câteva standard și ne adaptăm la ele? Sunt foarte, foarte, foarte multe. După cum v-am zis și mai devreme, sunt și foarte multe tehnici, da? Însă cele mai de bază și cele mai frecvente machiaje cerute sunt, bineînțeles, machiajele naturale, da? Care pot fi purtate atât la evenimente, dacă ești adept a machiajului natural, cât și în viața de zi cu zi sau, spre de exemplu, tu aici, de platoul... Așadar, sunt machiaje naturale care se pare că sunt în tendință, nu în această perioadă. Este greu să se realizeze un machiaj natural? Din punctul meu de vedere, nu. Consider că un machiaj natural poate face oricine acasă. Acum depinde și în ce tehnici sau în funcție de trăsăturile pe care le are clienta. Prin machiaj natural ce înțelegem? Cât de bine știi să spui în evidență trăsăturile tale. Native, da? Exact. Da. Ce înseamnă până la urmă un machiaj natural? Ce presupune așadar? Care sunt așa? Fond de ten light, nu încărcat, da? Așa. O linie de tuș. La ochi, da. Da. Bineînțeles, un rimel sau, dacă ești adepta genelor, fir cu fir sau bandă, dar ceva mai natural și, bineînțeles, rujul. A, să nu uităm de un mic blush, da? Nu foarte accentuat, da? Apropo de ruj, care sunt tendințele în culoare? Că, până la urmă, rujul aduce acel strop de culoare, dar este și promisiunea unui zâmbet pe care femeia trebuie să-l aibă în decursul zilei. La machiajele naturale, ce culoare de ruj sfătuiți? Nude. Da, dar pot fi machiaje naturale, de exemplu, machiajul pin-up, care presupune un ruj roșu și o linie de tuș, care poate fi purtat și ziua, deci depinde. Și depinde ce stă bine clientei. Da. Spuneți-mi, vă rog, există o tehnică anume pe care o abordați în machiajul natural? Adică începeți cu machiajul ochilor întâi sau cu hidratarea tenului, cu aplicarea fondului? Există anumită tehnică în acest sens? Hidratarea tenului. Să subliniez acest aspect pentru că contează foarte mult, mai ales în perioada rece, da? Bineînțeles, eu întotdeauna încep cu machiajul ochilor. Din ce motiv? Poate că un pic surplus de produs pe față, dacă eu am fondul de ten, va trebui să șterg, ceea ce nu este ok și profit din punctul meu de vedere. După care încep cu restul feței. Înainte de aplicarea fondului de ten pe față, clar tenul trebuie să fie foarte hidratat, atât tenul cât și buzele, da? Că de obicei ați observa că pe timp răcoros buzele noastre sunt mult mai uscate. Revenim cu un
ruj mat, atunci va avea tot ca și aspectul estetic unul urât, aș putea spune, dar și totodată știți că de regulă rujurile mate practic usucă buzele. Da. Dar sunt și rujuri semi-mate? Pot exista și în această variantă? Da, și glosuri și luciuri, însă eu sunt adeptă a rujului mat. Mat, dar de ce pune mult mai mult în evidență forma buzelor sau are un impact mult mai frumos vizual? Nu, este atât de lipicios. Nu... Și așa e mai resistent. Este, da, și durata lui este mai mare decât un glos, de exemplu. Da. Vorbeam mai devreme de cât de important este un ten hidratat, pentru că și machiajul se păstrează și se aranjează mai bine. Și chiar aș vrea să spuneți din clientele pe care le-ați avut până acum, ce tipuri de ten mai are femeia în ziua de astăzi? Avem tenul hidratat, l-avem uscat sau l-avem gras până la urmă? De obicei întâlnim tenul mixt. Mixt, care înseamnă? Da. Nici foarte gras, dar nici foarte uscat. Însă pe timp rocoros întâlnim frecvent tenul uscat. Inclusiv tenul gras pretinde a deveni un ten mixt pe timp rocoros. Însă pe timp de vară întâlnim frecvent tenul gras, dar de regulă cam cel mixt. Cam cel mixt, da. Iată, ieșim din iarnă, deși nu am avut zăpadă în această iarnă și chiar aș vrea să ne spuneți care sunt tendințele în această primăvară în materie de make-up. Ce anume se poartă? Se poartă culorile deschise? Sau, am înțeles, se poartă un machiaj cât se poate de natural. Dar totuși, dacă e să ne referim la culoare, ce anume recomandați sau ce se află în tendință primăvara aceasta? Depinde în mod special de clientă. Clar, dacă vine o domnișoară blondă, nu-i pot spune orice tip de culoare la ochi, da? Trebuie să ținem cont în funcție de culoarea pielei, da, trăsături, culoarea pielei, culoarea ochilor și în ultimul rând culoarea părului. Iată cât de important este, până la urmă, culoarea părului, nu-i așa? Ce anume culori, de exemplu, recomandați pentru blond? De ce nu? Acum, la ochi. Mergem pe nuanțe deschise? Da, și în mod special pe nioduri, marouri. Oarecum din aceeași familie. Da. Da. Iar pentru o domnișoară brunetă, da, ce culori recomandăm? De obicei, doamnele brunete sunt mai norocoase. Se cam potrivesc cu orice tip de culoare. Da. Da. Cât de important este acel tuș, acea linie pe care o avem deasupra ochiului? Sunt vorbe că aceasta ar micșora ochiul până la urmă? Sau depinde cum este realizat. Și aici o tehnică, nu? Da. Eyelinerul este foarte... foarte utilizat, de exemplu, dacă vrei să ridici ochii, dacă sunt niște ochii descendenți, putem face un pic mai alungiți, mai... Noi folosim linia de tuș foarte des. Când micșorează până la urmă acest eyeliner ochiul? Există? De exemplu, atunci când îl dai foarte gros pe apă. Partea superioară, da? Da, da, da. Bun, și pe partea inferioară când aplicăm eyeliner, ce presupune? Acolo este un mic secret. Așa, vrem să aflăm secretul. De exemplu, și pot fi un exemplu, acele persoane cu ochii mai mici, da, de culoare căprui negru, da, cum sunt și eu de altfel, de preferat ar fi pe linia apei de jos să punem o culoare mult mai deschisă, gen un crem, un maro mai deschis, un alb, de ce nu? Din ce motiv? Pur și simplu ați observat că aceste culori deschise practic măresc atât așa în spațiu este, cât și ochiul nostru, da? Creează iluzia optică cum că aș avea ochii puțin mai mari și noi am. Iată, secretul a fost dezvăluit și sunt convinsă că îl vom folosi cu succes de acum încolo. Spuneți-mi, vă rog, fetelor, aveți un machiaj preferat? Fie pentru voi, fie pentru clientă. Este un machiaj anume care vă place atât de mult să realizați pentru că... Da. Care este acesta? Mie îmi place smokey eyes. Așa. Mai mult. În primul rând că acesta este singurul care mi se potrivește. Eu având o pleoapă căzută, contează, v-am zis, și ochii. Și smokey eyes este cel mai potrivit pentru acest tip de ochi. De fapt, acest machiaj a fost și iată că rămâne în tendință acest smokey eyes. Da, și va rămâne. Da, doar cu mici îmbunătățiri. Așa, care sunt acestea? Tehnica în prima fază, adică acum 20 de ani, într-adevăr, era acel smokey eyes fără blending. Da.
Acum a devenit o variantă mai îmbunătățită, mai frumoasă, mai bine conturată. Fetelor, voi ați machiat și machiați și nume sonore din showbiz, da? Și chiar aș vrea să vă rog să amintiți câteva dintre ele și să ne spuneți cum ați reușit sau cum le-ați convins până la urmă să rămână cu voi, pentru că este foarte important ca o clientă să vină să se reîntoarcă. Exact. Da. Păi, în primul fază începem cu persoanele cunoscute la noi în oraș, da? Da. Și o putem numi în prima fază pe faimoasa Irina Lepa, da? Cu toții o cunoaștem pe Irina Lepa, fiind cea mai bună cântăreață de muzică... De petrecere, da. Și ne ducem către celelalte orașe, spre capitală, cu cele mai frumoase, bineînțeles că toate sunt frumoase, însă totodată cele mai cunoscute femei ale frumuseții, începând cu Loredana Chivu, Daniela Crudu, Bianca Rus, foarte, Suziana. Foarte multe. De ce credeți că vin, iată, nume sonore din showbiz, de ce credeți că se reîntorc la voi? Ce vă diferențiază? Pentru că industria de beauty este destul de complexă și dezvoltată, iar concurența e destul de acerbă. Ce credeți că le face pe aceste tinere să vină la voi? În primul rând, atât noi, cât și salonul nostru, după cum știți, este cel mai cunoscut și cel mai mare și cel mai de lux salon din județ și nu numai, pune foarte mare accent pe calitate. Atât noi, angajatele, să zic, ale salonului, tot timpul investim cursuri în noi. Este clar, din moment ce investești un curs, rezultatul tău, practic, este pe măsură. Din moment ce o clientă vine și ne calcă pragul salonului, cu siguranță se va întoarce și a doua și a treia oară. De ce? Pentru că serviciile noastre sunt unele de calitate. Așadar, se poate spune că vă adaptați prin cursuri la tendințe și chiar aș vrea să vă întreb cât de importante este și calitatea produselor, până la urmă, de make-up pe care le folosiți. Pentru că machiajele profesionale, în mod clar, dau un cu totul alt aspect machiajului. Este adevărat? Sau putem avea un machiaj frumos și cu produse, eu știu, medii? Nu prea. Noi folosim doar produse profesionale și e greu să realizezi acasă un make-up profesional. Este greu. Contează așadar foarte mult și produsele și calitatea lor atunci când aplicați machiajul, de altfel este foarte important. Spuneți-mi, vă rog, care ar fi greșelile sau greșeala pe care o face o tânără, o femeie, atunci când se machiază? Sunt anumite lucruri pe care noi, fetele, care nu suntem în această industrie, mă rog, dar ne place și ne tentează, le facem în mod repetat atunci când ne machiem? Da. Eram sigură. Și pot da un mic exemplu. De exemplu, aplicarea fondului de ten pe ten. Într-adevăr, există o tehnică și o pot dezvălui aici, da, pentru toată lumea care sunt interesate de acest subiect. Acum 5-6 ani se purta acea pensulică sau eventual pe degețele și întindeai fondul de ten pe față. Așa. Ceea ce este un lucru greșit. Deci nu se aplică cu degetele, nu? Nu. Bine, se aplică, dar probabil că rezultatul nu este cel dorit. Da. Așa. În dreptul mare și diferența o putem face. În mod normal, un fond de ten se aplică cu un burețel foarte, foarte fin și totodată lud. Acel burețel se aplică pe ten prin tapotare. De ce prin tapotare? Pentru că atunci noi avem porii deschiși, cel puțin atunci când ne trezim dimineața, da? După ce ne hidratăm tenul și ne curățăm tenul, prin tapotare noi practic fixăm foarte, foarte bine fondul de ten în porii feței. Și atunci, prin tapotare, fondul nostru de ten se fixează mult mai bine. Da. Și care este diferența aplicării fondului de ten cu pensula? Adică există o diferență între burețel și pensula? Da, nu intră foarte bine în pori. Ok, deci burețelul rămâne până la urmă ustensilat. Și cel mai important, ud, să fie ud, să nu absorbă foarte mult produs.
Bun, dar nu șterge machiajul dacă este ud, nu? Din contră. Nu. Bun. Și o ultimă întrebare și închem această ediție. Unde, cum vă vedeți peste câțiva ani? Repede, în câteva cuvinte. Tot aici. Tot aici am eu? Da, probabil peste 2-3 ani, pentru că mai mult nu vreau să-mi dau. Vreau să devin o mare faimoasă și, bineînțeles, cea mai cunoscută traineriță din țară. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, Mihaela, Adriana. Eu mă văd făcând același lucru. Bun. Mult succes vă dorim, fetelor, și vă mai așteptăm și cu altă ocazie, cu noi tendințe și cu noi vești din industria de beauty. Sigur. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție, atât pentru astăzi. Sunt Dana Popescu, ne vedem și mâine de la ora 7, așadar la cafeaua cu piper, să aveți o zi cât mai frumoasă și spunem și noi la mulți ani colegului nostru din regia de emisie. La mulți ani, Edi, să fii sănătos, tot ce-ți dorești, o zi frumoasă, pe mâine, la revedere!